Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni, bine ne revedem la cafea. Am crezut că astăzi nu vom face emisiune pentru că ne-am așteptat să pice sistemele datorită, nu din cauza acestui vânt care a cauzat foarte multe necazuri în oraș aseară. Erau cabluri căzute prin garduri, mă rog, o să vedem când se face un bilanț un pic mai încolo. Este vineri și am zis că să facem astăzi o emisiune un pic mai altfel decât celelalte. Nu politicieni, nu primari, nu știu eu, bine, se mai aseamănă cu emisiune cu învățământul pe care le făceam. Astăzi avem un personaj în emisiune, un personaj și ca toate personajele în jurul lui se creează discuții, se creează controverse, se creează povești, se distorsionează sau nu lucrurile. Un personaj care are legătură cu județul Neamț pe mai multe căi, o să vorbim despre fiecare dintre ele. Este vorba despre un avocat. Mie nu-mi place apelativul acela care s-a făcut ca, cu avocatul diavolului. Un avocat care a avut un caz celebru în Neamț, acum are un caz celebru în Botoșani și care s-a făcut remarcat de-a lungul timpului și prin acte, hai să le spunem, de mecena. Gianina Vera Poroșnicu, bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ajungeți la emisiune. Cu mare drag și bucurie. Pentru că noi am împărtășit la un moment dat, hai să-i spunem, nu o luptă comună, ci o cauză comună. E adevărat. Gianina Sechel, fata care a murit în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Dumnezeu să o odihnească, sunt după câțiva ani buni. După ce a fost, eu o spun și nu mi-e teamă să o afirm, indiferent ce au hotărât cei care au decis că nu trebuie urmărire penală pe cazul acesta. Că nu e malpraxis. Da, că nu e malpraxis. A fost lăsată acolo câteva ore cu un puls infernal până când a cedat organismul și a murit, deși avusese o naștere ok, copilul era ok. Asta a fost, dumneavoastră, ați avut cazul acesta și noi așa am început să ne cunoaștem. Ideea care este? Ideea este că... Istoria se repetă. Caz, îl am la Botoșani acum, unul din cele mai mediatizate cazuri din, pe plan național. Sper să nu aibă soarta Gianinei Sechel. Sper să se facă de data aceasta dreptate. Bătășenenii au fost mult mai reactivi la această problemă. 15 zile în mod consecutiv au ieșit în stradă cu sutele și au determinat ca să iasă la rampă conducerea, președintele Consiliului Județean de acolo, directorii de spital, prefectul și nu, în ultimul rând, ministrul familiei și ministrul sănătății. Oameni cu care am avut de alminteri posibilitatea să dialoghez personal. Și sper că presiunea aceasta a presii și a mass media, presiune pozitivă. Se cere dreptate, nimic mai mult. Asta spun, adică nu vorbim de o presiune pentru, nu știu ce, aici e vorba de viața unui om. Da, sapere. Deci, memoria unui boboc de fată, până la urmă, ca și Gianina Sechel. Erau persoane, erau fete, femei atât de tinere. Știți cum e? Aproape frapant. Asemănări între cele două cazuri, aproape frapante. Făcând abstracție de avocatul comun. Eu vorbesc de spital de stat. Femei, ambele fete cu însărcinate și trebuiau să nască, nu? Așa. Și au fost lăsate. Ajung cu salvare, ajung în regim de urgență, exact. ajung pe picioarele lor și pleacă la 2 metri sub pământ. Da. O tragedie. Cum, în ce stadiu sunteți acum la Botoșani cu cazul? Pentru că ați fost invitată cam prin toate studiourile de televiziune. Și locale și naționale. Da.
și regionale, bineînțeles, pentru că a interesat toată Moldova acest caz, dar nu în ultimul rând a interesat toată țara. Se vrea fi de data aceasta o luptă a sistemului. Știți ce face diferența între cele două cazuri? Că în cazul Alexandra Ivanov, familia are probele, are toate mesajele. În cele 7 ore de travaliu, mai mult decât în cazul Gianinei Sechel, Alexandra, Dumnezeu să o odihnească, striga după ajutor și a sunat mama. Mi-e rău, mi-e foarte rău, nu mai rezist, nu vine nimeni să mă vadă. A intrat pe un grup al tinerilor ortodoxi, grup din care făcea parte, și a scris și acolo, a vorbit cu soțul, a vorbit cu cumnata. Membrii din familia ei sunt asistenți medicali, au pus mâna pe telefon și au sunat. Și se vede de departe că acest probatoriu ne va ajuta foarte mult. M-ați întrebat în ce moment suntem. Au venit experții, toate părțile, spitalul, noi, familia victimei și doctorii suspicionați de malpraxis și ne-am pus cu toții experți medicologiști, experți parte. Și acum e întâlnirea științei, e lupta cu argumentele științifice și așteptăm să se facă dreptate, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. Îmi doresc un singur lucru, să nu-i atingă corupția pe acești mai mamuți ai medicinei legale naționale. Să știți că toți sunt oameni de o competență extraordinară. Personal ne-am căutat expertul și după criterii de moralitate, avem mare încredere în susținerea domnului expert. N-am să dau numele niciunia dintre experți, pentru că nu se face. Ei sunt oameni care vor să rămână acolo în culise și în lumea lor științifică. Doamna avocat, spuneați de mesaje, că sunt explicite la Alexandra și mai puțin explicite erau la în cazul Sechel. Noi am publicat mesajele respective ale Gianinei Sechel, da? Și la un moment dat am văzut două mesaje care spuneau cam așa. Puiu, mai dăm 100 de lei sau nu știu cât ca să-i punem mai mult doctorului că m-a ajutat nu știu cu ce. După aceea, adun medicamentul ăla, tu că aici nu au. Ea fiind singură în pat cu o asistentă care i-a dat din medicamentul ei, da. Lua ea asistenta medicamentul, și am zis, Doamne, în ce lume trăim? Eu dacă eram în locul ei, sunam la urgență. Era în spital, dar sunam la 112, să vină cineva să aibă grijă de ea. Este inimaginabil ce s-a întâmplat și revenim la așa zisele expertize. Oh, da. Revenim la așa zisele expertize. Cât s-a ne-a durat să se găsească cineva o concluzie de probabilitate lăsată în coadă de pește, astfel încât procurorul la propriu, spunea și polițistul de caz de al Minter, oameni dăruiți, că le vine să-și dea cu dosarul în cap. Adică a fost o muncă de peste un an de zile, exact, ca să vină medicina legală și să dea concluzii, nici nu știu cum să le numesc, de probabilitate sau de improbabilitate. E dezastru în malpraxis. Este dezastru că solidaritatea doctorilor continuă în detrimentul, în fond, a umanității. Nu a tuturor, nu a tuturor. Eu asta vreau să spun. Că asta, sunt... asta este să și speranța, da, mea, că sunt oameni care vor să se dezică în corpul acesta profesional de cei care nu vor să-și facă treaba și că aceasta ar fi singura șansă să se salveze ca profesie. Știți ce se striga la Botoșan? Sigur nu voi fi de acord niciodată. Moarte doctorilor, rușine doctorilor. Bun, asta este sigur deja că o, sigur este că ne dezicem de astfel de lucruri. Erau exagerări. Dar haideți să ne gândim așa. Sute de oameni care îți aruncă blamul, care îți scriu pe frontispiciul spitalului, care îți scriu pe ușa spitalului rușine, da? Haideți să vedem, acolo doctorii trebuie să înțeleagă, ei sunt primii care trebuie să înțeleagă că au greșit cu toată prețuirea. Am prieteni mari chirurgi ai țării, cu toată responsabilitatea spun, doctorii trebuie să-și rezolve ei
însuși această problemă. Știți, întrebată de mine într-o audiență, vorbind cu domnul prefect din Botoșani, îmi spunea același lucru: vin doctori acum și se plâng că au probleme, că toți pacienții vin și le vorbesc imperial și de sus și îi acuză. Și spunea domnul prefect, răspunsul de-al minter inteligent: rezolvați-vă problema, puneți-vă om de imagine, umblați acolo unde aveți probleme la imagine și încercați cu timpul să vă rezolvați această problemă. Cam asta trebuie să facă doctorii, iar în dosare să se facă dreptate. Da, da. Eu aș vrea să închei capitolul ăsta, dar nu înainte de a citi două mesaje care mie mi se par extrem de explicite. Nu, deci transmite la ora 5 după amiaza, după încă 3 ore de stat acolo, Gianina către soțul ei: aveam pulsul 212, puiu, și m-au pus la aparate acum, după pastilă, tot scade. Nu avea spitalul și a zis Rugină, medicul care a zis, să-mi aduci de urgență. Acum aștept să vină un cardiolog să mă vadă. Asta la 17.50. Și la 18.33 spune așa: numai că nu mai vine odată doctorița asta să vadă, și stau înțepenită în pat cu aparatele pe mine. Și continuă, noi avem toate aceste mesaje. Da, travaliu, da, de așteptare. Și, la ora 19, nu mai vine o doctoriță să mă vadă. Stau aici ca proasta după ea. Deci, cum să vă spun, lucrurile astea te înfioară. Și atunci stau și mă întreb, cum au putut cei care au făcut expertizele acelea, sau mă rog, cum se cheamă ele, să le facă și să se mai poată uita în oglindă? Asta este o mare problemă. Bun, să închidem subiectul acesta. Sunt intervenții la nivel foarte înalt, sunt mize foarte mari, gândiți-vă, ale asiguratorilor. Într-o altă emisiune de acum două zile, pentru că s-au împlinit de curând 3 luni de zile de la moartea Alexandrei Ivanov în Botoșani, am fost invitată de către o televiziune de acolo și le spuneam acest lucru, le desenuiam acest lucru, că în ultimele mele discuții cu confrații mei din străinătate, din Europa mai exact, pentru că am făcut stagii de pregătire pe asigurare atât în Spania cât și în Italia, îmi spuneau, funcționează teribil și la noi sistemul de corupție. Asiguratorul este foarte interesat să corupă această parte de medicină legală, cum pentru să că o corupă? Lui... Nu înțeleg cum... Ei, deja e o altă discuție și trebuie să mă invitați la o altă emisiune. Nu, nu, într-un 30 de secunde. Să o corupă cum? Păi ei îmi spuneau că se corup judecătorii, că e o mare problemă acolo unde sistemul de asigurare pare a funcționa bine, pentru că sumele sunt îndestulătoare, deși nimic nu acoperă nu poate să acopere o tragedie, da, nu poți să zici că niciun ban din lume nu poate repara viața pierdută, fără doar și poate, nici măcar sănătatea. Și că se întâmplă așa, asiguratorul are acest mobil pe parcursul procesului, da? Să ajungă la judecător sau să ajungă pe partea de medicină legală, să desfileteze acest dosar, pentru că el este cel care e singurul solvabil și care va da acești bani. Și nu sunt mulți în cazul confraților, discuțiilor dintre mine și confrații mei, se vorbea de milioane de euro, da? Pentru că vorbim de Europa și de malpraxisul din Europa. Așa stau lucrurile. Dacă stau sau nu așa la noi, trebuie să mă invitați într-o emisiune lungă. Da, aș vrea să trecem de aici, nu înainte de a-mi spune, dacă doriți, bineînțeles, ramura aceasta a avocaturii pe care o practicați dumneavoastră. Pentru că ați fost penalist, sunteți penalist, mă rog. Dar da, acum m-am consacrat ca avocat de drept penal și fac de câțiva ani bun dreptul asigurărilor. Dreptul asigurărilor. Cât este de extinsă la noi? Cred că este... Și în ce constă ea, de fapt? Cred că e un domeniu nișat, rămâne un domeniu nișat. În realitate, puțini avocați specializați, chiar și la nivel de țară, puțin cu adevărat specializați. În aparență e un domeniu simplu, în realitate e un domeniu care se intersectează cu foarte multe alte domenii. Cu ajutorul bunului Dumnezeu voi înfăptui și un doctorat în această specializare, repet,
poate una din cele mai grele și știți de ce? Pentru că nu e atât de prolifică așa cum este dreptul penal, în care în fiecare zi ai o viziune și o, poate că o speță care schimbă cursul filozofiei juridice. E un domeniu greu, e un domeniu care încă nu e așezat. Eu spun mereu, pe asigurări poți vedea cerul și pământul, hotărârile sunt la nivel național extrem de diferite. Aproape că se desprețuiește uneori viața prin cuantumul despăgubirilor în unele hotărâri, iar în alte hotărâri vin judecători, cum a fost cazul unui judecător de la judecătoria Piatra Neamț și a pus pe hârtie, da, pentru pierderea sănătății și rămânerea în stare vegetativă a unei persoane, un milion jumate de euro. Sigur, soluția n-a rămas aceeași în apel, dar vine și fondul care plafonează suma. E o altă discuție. În fine, eu îi fac o reverență pentru judecătorii aceia foarte curajoși, care pun pe hârtie sume foarte mari. Știți că poate fi acesta practic singurul imbold pentru luptă al pacientului, până la urmă, al justițiarului. Știți cum se întâmplă? Dacă există frica că vei plăti dacă greșești, și se găsesc oameni care să te pune la plată pe tine sau spitalul, absolut, absolut. În spital vor exista proceduri care sunt urmărite, care sunt și urmărite, nu numai pe hârtie. Medicul va avea grijă ca echipa cu care lucrează să respecte procedurile, pentru că dacă respecti procedurile, ai totuși și îți faci treaba. Așa se spune că fiecare medic are câteva locuri reținute în așa, dar... Dacă, sigur, știu și eu cu tumele acestea, m-am familiarizat cu ele. Dar dacă ai proceduri și le respecti și își faci treaba și dai atenție pacientului, nu ai de suferit. Ori dacă cazul Alexandru, cazul Secher, și mai sunt o groază de cazuri, bănuiesc că știți dar bine. Ele mișcă lucrurile, într-un fel fac ceva. De exemplu, după cazul Alexandra s-au mărit asigurările doctorilor și sunt încă foarte mari discuții. De la hotelul unde m-am cazat, am ieșit cu greu dintr-o masă de doctor aduși de la Iași ca să specializeze pe malpraxis, ca să poată să prevină malpraxisul, iertați-mă, să nu se înțeleagă greșit. Sigur, lucrurile se mișcă, dar se mișcă în ritmul nostru. Nu credeți că noi facem, și la dumneavoastră, v-am mai vizitat acum o lună, și vă mișcați în ritmul românesc cu ce toate. Ce să facem? Acesta este ritmul nostru. Însă orașul este frumos și mi este foarte drag. Eu vin cu mare bucurie și am destul de multe procese aici. Nu știu cum s-au așezat lucrurile, dar și am avut procese răsunătoare. Să nu fim dezamăgiți. Aceste procese vin din urmă cu o filozofie și încet, încet se schimbă lucrurile. Să știți că se schimbă lucrurile. Spre deosebire de cazul Gianina Secher de aici, în cazul Alexandra Ivanov, am fost aproape, foarte aproape de arestarea doctorilor. Cât pe ce? Am înțeles. Și cerea și impunea și presiunea străzii. În fine, știți că, știți dumneavoastră, că avocat nu pot să vă spun foarte mult din urmărirea penală, dar mai mult ca sigur sunt extrem de încrezătoare. Aici vom avea o trimitere în judecată, domnule Bălănescu, și așa să ne ajute Dumnezeu, pentru că este singura reparație morală față de Alexandra Ivanov, să îi se facă dreptate. Deci, asta este important, să se facă dreptate. Eu, cum să vă spun, nu mă mai interesează în momentul ăsta cuantumul, sumele și altceva. Să se facă dreptate și că bine ziceți. Se existe un document care să ateste că acolo s-a greșit și cei care au greșit sunt sancționați. Prin intervenție. Sunt sancționați. Nu cum s-a întâmplat în cazul Secher, că unul plângea că, vai, Doamne, vezi că din cauza asta nu mai poate să-și dea doctoratul. Și că are el probleme că nu-și mai dă doctoratul. Sau altele. Că nu mai pot lucra sub presiunea pacienților. Exact. Știți, dumneavoastră ați dat practic un răspuns pe care l-a dat și domnul ministru. Și întrebând, ați aflat că avocații familiei Ivanov, se referea la mine, era intervievat, ați aflat că cer peste 7 milioane de euro și răspunsul domnului ministru al sănătății a fost acesta și a fost foarte înțelept. Nu mă interesează acest lucru, pe mine mă interesează că trebuia
să trăiască Alexandra Ivanov. Exact. Acest aspect contează, că ea trebuia să trăiască. Nu ce sume niciun... se cer deja nu mai sunt decât reparații simbol. Da. Bun. Haideți să lăsăm domeniul acesta, pentru că eu v-am invitat, am spus la început că sunteți un personaj, personaj care, ca orice personaj, generează discuții, generează controverse. Să știți că asta este soarta, în general, a avocaților, soarta avocaților cunoscuți și se pare că este soarta mea. Mă gândesc de mult să scriu o carte, că poate să aibă un mare succes. E în destinul meu să mă întâlnesc cu tot felul de situații. Să vă spun un paradox. Eu care acum 10 ani am restaurat o casă, monument istoric, o casă importantă. Casa Zoller. Casa Zoller, Josef. Bogdan, te rog frumos să ne arăți și casa așa. Ca Josef Zoller din Iași. Casă în care s-a scris istorie grea în primul război mondial, casă în care a venit și Regina Maria, iar acum câteva luni de zile m-a vizitat Prințul Nicolae a României la invitația asociației mele. Când mă duc să-mi fac buletinul, acum până într-o lună de zile, îmi spun doamna avocat, nu vă putem face mutația aici. Păi cum zic, nu? Trebuie să veniți de la culturii să faceți dovada că puteți sta într-un monument istoric. Dar este proprietatea mea, este restaurat de mine. Păi chiar și așa, veniți cu un document că puteți dumneavoastră să stați într-un monument istoric. Pentru că eu l-am introdus în circuitul turistic național, pentru că am făcut Haideți să spunem un pic. Proceduri de recunoaștere a valorii. Casa este într-o zonă, cum să spun eu, zona zero, este zona zero a Iașului. Pe lângă valoarea aceasta, da, economică, să zicem că e în valoare, că e nu mă refer la valoare, nu la asta mă refeream. Zona zero referitor ca monument istoric. E o zonă istoric, vizibilă și financiar vizibilă. Ca monument, ca zonă, înconjurat de alte monumente. Și deci ea este pe un sit istoric rezidențial. Face parte din linia de aur a monografiei Iașului. Târgu Cucului, de fapt cu Zavodă, Târgu Cucului și Elena Doamna formează o linie de aur unde se mai conservă casele chiar de la început, perioada interbelică și postbelică, de fapt. Ceea ce este extraordinar. Da, sta pe un sit istoric rezidențial sau pe o casă monument istoric pe care am restaurat-o. Sunt singura din Moldova și n-am mai făcut nimeni în acești 10 ani să restaureze din fonduri personale și când m-am dus la schimbarea buletinului a trebuit să am o discuție cu șeful cel mare, pentru că în realitate nu vreau să-mi dea voie să stau în propria mea casă. Acum locuiesc cu forme legale, bănuiesc. Și acum locuiesc cu forme legale. Să nu avem discuții. După câteva audiențe, nu puteți avea discuții. Da, am avut grijă să vin cu textul de lege. Da, soarta mea pare să fie așa controversată pe toate planurile. Ați amintit înainte de a ajunge la o controversă locală, ați amintit de vizita Prințului Nicolae. Eu am pregătit, că am avut pe cineva care a fost atunci în zonă, am pregătit niște fotografii și poate ne povestiți câteva lucruri despre vizită și despre prinț. Prințul este un prinț. Poți să mărești câte fotografie, Bogdan. Prințul este un prinț, alteței sale fac o reverență așa peste... timp, sunt câteva săptămâni de când ne-am despărțit, cu promisiunea să ne întâlnim și în alte proiecte. A fost o invitație a alteței sale prin asociația Josef Zoller, care are ca deziderate activități culturale. M-am înțeles teribil cu alteția sa, teribil de bine, și cu stafful alteței sale, deosebit cu secretarul alteței sale, domnul Ion Orlando. Și sigur vom veni, așa ne-am propus să venim și în Târgu Neamț, care este orașul meu de suflet. Să știți că toți cei cu care am intrat în parteneriate, adică inspectoratul școlar, pentru că am vizitat două școli de stat, am vizitat o școală particulară, am făcut o vizionare de film și a venit chiar regizorul și am făcut o lansare de carte pe care astăzi am venit să vă ofer chiar cu autograful alteței sale, bunicul meu regele, scrisă chiar de alteția sa, Prințul Nicolae. Să știți că toți cei care
au participat la acest eveniment, au declarat evenimentul anului. Acesta este, de fapt, darul pe care eu vi l-am adus astăzi. Autograful, moment istoric, autograful mărești, Bogdan. Alteței sale, Principele Nicolae al României, datat, că în permanență îi spuneam alteția voastră, nu uitați data. Puneți data. Ca oricare avocat, țin foarte mult la data. Mulțumesc. Primiți mulțumesc acest dar de suflet, să știți folosi. Că e un moment istoric, să vă mulțumim fie de folos. Mulțumim citiți frumos cartea, sunt extraordinare și autentice povești, spuse sigur din perspectiva unui bărbat de 40 de ani, atât cât are alteția sa acum, dar în dialogurile săvârșite în an de zile cu bunicul său, regele Mihai. Și ce să vă spun, m-am distrat copios pentru că principele are umor. Când mi-a povestit cum a fost întâlnirea cu regina Elisabeta, cum a stat la masa oficială, ce a însemnat Buckingham și ce a însemnat întâlnirea cu oficialitățile și cu tot protocolul casei regale, am râs cu lacrimi. Am făcut și un moment care l-a emoționat și l-a lăcrimat pe principele Nicolae acasă la mine, acasă la Joseph Zoller. Am chemat un pianist cunoscut din Iași, Aurelian Holeră, și a cântat în memoria bunicului său, regele Mihai, și m-a impresionat că principele s-a ridicat în picioare și avea ochii plini de lacrimi. Și din două ore cât era în protocol pentru principe să viziteze casa Joseph Zoller, a stat-o după amiază întreagă și i-am făcut în dar, pentru că eu sunt o mare, o să discutăm și despre asta în emisiune, o mare licitatoare și o mare iubitoare de Artmark, o clientă fidelă, i-am făcut în dar două fotografii obținute de mine la licitație, bineînțeles însoțit de brevet de autenticitate și o să spunem de ce fac această precizare, cu o filă din albumul bunicului său, Hotelul Traian la 1904, și principiul a fost foarte, foarte încântat pentru că a recunoscut fotografia lui Ferdinand. Dacă îl pui pe principe din profil, seamănă perfect cu străbunicului Ferdinand. Și asta l-a încântat teribil pe principe și i-am spus, nimic nu e întâmplător, tot ce v-am organizat a fost gândit cu luni de zile. Și acasă la mine, în salon, probabil acolo de unde se scria în primul război mondial și s-au dat directive importante pentru țară, acolo unde a fost regina Maria, corpul diplomatic, acolo unde a fost și o tentativă de asasinat, de s-a scris politică grea la mine acasă, acolo în sufragerie i-am făcut principului următoarea surpriză. Principesa Margareta a scris acum câțiva ani o carte cu toate mâncărurile preferate ale familiei regale și nu lipseau, bineînțeles, și dulciurile. Eu, ca avocat, abil am făcut o legătură cu Joseph Zoller, care a fost un celebru cofetar și industriaș. Și atunci am luat din acea carte a principesei Margareta rețetele, absolut dulciurile preferate ale întregii familii. Și le-ați comandat undeva. Și le-am făcut de Bianca Barnea, o cofetară tânără, cofetară cunoscută și specializată în Italia. Mi-a făcut aceste dulciuri și wow, ce frumos m-am jucat cu principele. I-am spus, alteția voastră, recunoașteți, acesta este dulcele bunicului dumneavoastră, al mătușii dumneavoastră, reginei Ana și așa mai departe. Și ne-a plăcut acest joc și a fost un răsfăț culinar, astfel încât în celelalte două zile, pentru că principele a stat trei zile la mine, n-a mai vrut nimeni să mănânce la niciun restaurant niciun dulce. Atât de mult am degustat în acea după-amiază dulciuri. Nu prea se împacă imaginea de avocatul diavolului cu ceea ce îmi povestiți acum. Deci nu prea se împacă. Vă spun și acest mic secret. De ce avocatul diavolului? Să știți că la 20 și puțin de ani m-am întâlnit, așa a fost soarta mea, mi-a dat, cred că pretimpuriu notorietatea. M-am întâlnit cu dosare care m-au pus pe podium, pe un podium local și regional, mai mult, nu neapărat național. Un avocat național sunt acum, când am intrat pe domeniul asigurărilor, aveam doar o recunoaștere locală și regională.
Și pentru că intram în dosarul dați-mi cordonenilor. Dați-mi niște nume așa de dosare, adică dați-mi niște dosare. Dosarul cordonenilor, în primul rând, a fost dosarul care a deschis cutia Pandorei. Și cei care am intrat acolo, sigur că am primit o titulatură care a rămas peste vreme avocatul diavolului. Și pentru adică că cordonenii apărat... erau diavolul și dumneavoastră erați avocatul lor. Și noi eram avocații diavolului, da. Aceasta este metafora, este preluată dintr-un film american. Sigur că ea nu trebuie tradusă motamo, nu neapărat facem pact cu diavolul, dar da, mie mi-a rămas și nu ca un stigmat, să știți, dar mi-a rămas această, și nu e o anatemă, nu, a fost doar un supranume pe care mi l-a dat presa, n-am mai putut scăpa de atunci, pentru că așa a fost când a fost dosarul cordonenilor, atunci când a fost Bing Bang-ul și când s-a dat pe toate posturile naționale, da, sutele de elicoptere, zecile de elicoptere și sutele de polițiști mobilizați din întreg județul, o chestiune fără precedent și reținerea a 100 și ceva de persoane. Aseară la București, clanul Caranilor, s-a întâmplat exact la fel. Da, dar în cronologie cazul cordonenilor a fost cazul de debut. Da. Și prima care, așa au fost sorții, prima care am apărut la televizor, un punct de vedere din partea apărătorilor am fost eu. Sigur, acest dosar mi-a dat foarte multă recunoaștere, multă glorie, mi-a deschis foarte mult normal. Dați-mi voie drumul să vă spun, în dreptul penal. În momentul în care a apărat șeful clanului, dar vă dați seama mi-a că rămas de la locotenent până la simpli soldați. Eu eram acolo eram cu nume grele, dar clienții mei erau din eșalonul 2, însă oameni extrem de importanți, erau locotenenții căpeteniei. Sigur, după aia a venit Ion Clămparu și au venit nume grele. Uitați, deși l-am apărat pe Andrei Năstase, care este fost din vicepremier Republica Moldova. Din Republica Moldova, a fost vicepremier și ministru de interne și un reputat avocat care a câștigat un mare proces la CEDO împotriva Republicii Moldova. Deși am intrat în dosarul Revoluției. Dar nu e aceeași am rămas expunere cu acest supranume. Da. A fost aceeași expunere. Dosarul Revoluției mai există așa ceva? S-a întors la parchet și așteptăm convocările, cred că pe da, la înțeles în că noi viitor. Nu mai tăiem lemne și parchetul nu prea mai îi facem. Îi să aveți o surpriză. Noi cei din interiorul dosarului ne așteptăm să fim audiați la începutul anului viitor. Serios? Să fim chemați, să fim convocați, pardon, nu să fim audiați. Da, nu, e pe rol dosarul Revoluției. Nu. Asta este o știre. S-a scris că se mușamalizează, că e uitat, că e tras pe dreapta. Nu, se fac proceduri și sunt unul din avocații din dosarul Revoluției. Nimic din ce am putut face ulterior, după acest dosar al cordonenilor, nu mi-a schimbat supranumele de avocatul diavolului. Nici măcar actele mele de caritate. Se știe în Iași că am făcut, că am restaurat două morminte a unor mari poeți locali. Și nu morminte oarecare. Otilia Cazimir și Dimitrie Anghel și că le păstrez în pietate. Era să spun Ștefan Octavian Iosif, că mă gândeam la Dimitrie Anghel. Vă gândesc la acel cuplu, dacă ei au scris ca frații Grimm și erau buni prieteni, până i-a despărțit o femeie. Au împărțit totul, ca să spunem așa. Au pățit-o, da. Ce destine fericit pe Dimitrie Anghel. Să știți că iubesc teribil pe acești poieți, iar tatăl meu, care e un colecționar de Eminescu și e un cărturar în adevăratul. După emisiune o să vă arăt două morminte în cimitirul de la Piatra Neamț. Cred că ar avea nevoie de restaurare. Să știți că dacă va funcționa asociația mea, pentru că e la început de drum, asta îmi și doresc, să restaurez mormintele marilor noștri scriitori și nu numai la Iași, oriunde este nevoie. De fapt, e unul dezideratele mele. Trei lucruri restaurate la Iași, dacă știu eu bine. Cele două morminte și un grup statuar, ceva de genul. Am achiziționat mausoleul Uriașa, care este legenda Iașului. Am o povară foarte grea, am băgat-o într-un proces de restaurare. Vă dați seama că va fi tot Iașul cu ochii pe mine dacă voi greși. Sper să nu fac acest lucru. E legenda Iașului. Să e nu se schimbe atenția de pe Bojdeucă pe Uriaș. Să știți că e foarte probabil această legendă urbană a Uriașei. De fapt, e Fecioara Maria și este mausoleul fraților Rosetti, unioniști, oameni care au avut un cuvânt greu atunci când a avut loc unirea principatelor. Este una din familiile importante. Exact, istorice. Da.
Toată lumea a uitat de frații Rossetti și lumea spune uriașa, fetița care a fost împușcată de tatăl său pentru că era, suferea de gigantism și își omora semenii. Se vorbește chiar într-una din variantele legendei de acte de canibalism. Nimic, nimic adevărat. Acolo s-a făcut expertize, nu există o seminte care să aparțină sexului feminin. E vorba doar de celebri frați Rossetti, unioniști, cei care au jucat un rol important în unirea principatelor. Unul dintre ei, ca să vedeți ce patrioți aveam, îi donează una din proprietăți lui Alexandru Ioan Cuza ca să poată să fie principe și să poată candida. Iată ce patrioți, despre ce, da, ce memorie trebuie să apăr acolo și ce povară grea și frumoasă am în restaurarea mausoleului, pentru că el poartă acest nume, am 29 de metri de pătrață de restaurat în subteran și da, sigur... Haideți ca să înțeleg, restaurarea asta se face cu specialiști. Sigur că da. Să nu fie aceiași de la Bojdeu, că asta e ideea. Nu. Știți, lucrurile sunt blama acesta, Bojdeu că e și foarte bine. Eu nu știu, eu am văzut, am dat o știre ieri cu explicațiile domnului Alexe. De la Iași, am dat-o din toată pe, pe unul din site-urile noastre, pe site-ul regional 10H, cu declarațiile domniei sale date într-un studio de televiziune cu care colaborăm din București. Și el a venit cu punctul de vedere următor. Dom'le, noi am făcut tot ce putem să o restaurăm, am avut specialiști care au lucrat și au făcut și... Eu pot să înțeleg și punctul de vedere a celor care îl critică și punctul de vedere al domniei sale. Singurul lucru care nu îl înțeleg la Bojdeu, că e cei cu mâța aia acolo de culoarea nu știu care. Eu înțeleg că era mâța care se juca la Humulești. Nu știu dacă era și în... Deci... Haideți să vă... Dacă îmi permite să-mi dau cu părerea ca practician. Gândiți-vă că eu am făcut următorul lucru și iertați-mi lipsa de modestie, din nefericire, pentru că e suferință pentru mine. N-a mai făcut nimeni ce am făcut eu, să restaureze pe fonduri personale un monument istoric. Să știți că în Iași nu a mai repetat nimeni acest lucru pozitiv. Și eu poate că am fost criticată și sunt criticată că nu place tuturor restaurarea. Trebuie să înțelegem că într-un proces de restaurare trebuie să faci și compromisuri. Uitați, ca să vă spun un adevăr, cu domnul Alexe i-am fost avocat împotrivă. L-am reclamat într-un proces greu, spitalul de la Lețcani. Am fost avocatul care i-am făcut plângere penală și domnia sa știe acest lucru. Deci cunoașteți și cazul de la Lețcani, nu? Câte cazuri nu cunosc? Nu sunt cel mai bun prieten al domnului Alexe, însă aici a făcut un lucru extraordinar și știu că s-a implicat, iar un om de vază al județului dumneavoastră, prietena mea care mă onorează prin prietenia domniei sale, Olguța Caia Creangă, scriitoarea din Târgu Neamț, va fi un invitat de onoare în deschidere. A făcut un lucru frumos domnul Alexe acolo, de fapt președintele Consiliului Județean, și trebuie să înțelegem, o restaurare înseamnă un compromis între nou și vechi, pentru că trebuie să faci funcțional. Și cum spunea expertul meu, pentru că eu am avut echipa de experți de la Palatul Culturii și expertul meu în construcție îmi spunea așa, doamna avocat Poroșnicu, dumneavoastră veți trăi 100 de ani, dar monumentul istoric trebuie să trăiască 500 de ani și trebuie să faceți aia. Se bagă foarte mulți bani în structura de rezistență, trebuie ca să poată fi locul funcțional, dar și protejat, foarte multe compromisuri. Bun. Între tehnică și tradiție. Și, dar sigur că ele trebuie făcute cu grijă. Aveți acolo o paiț, pisica este mâțele lui Creangă, cine nu știe, dar o chemăm pe doamna Olguza, că e cea mai avizată. Mâțele lui Ion Creangă erau peste tot în viața lui și în operele lui. Trebuia să fie acea pisică. Uitați, și eu vreau prin Artmark să iau acum recent două pisici care, dacă știți, celebrele pisici verzi cu aripi de pe Lăpușneanu. Da. Ale unui artist extrem de cunoscut în Iași. Haideți că sunt opere de artă, să nu fim atât de răi. Până la urmă s-a cerut avizul unor specialiști. Și da, asta înseamnă o restaurare, un compromis. Eu înțeleg, compromisul trebuie să existe, dar
nu în detrimentul, cum să spun, valorii istorice, fără doar valorii și poate. Istorice și documentare. Poate. Pentru că Târgu Neamț s-a fost s-a făcut ceva la cetate. Dar să pui geamuri termopan la clădirile alea de subsol este o prostie. N-ai voie. Deci este o prostie sinistră. N-ai voie. Deci este o prostie sinistră. Da. Aici nu pot vorbi despre compromis. Aici vorbesc despre prostie și interes. Bine, dar nici sticlă făcută manual cum se făcea la 1900. Dar să știți că se poate. Se poate, există. Nu, dar poți să pui... Eu nu cred că existau termopane pe vremea aia, dar lemn exista. Și există acum... Fără doar și poate, trebuia făcută... Deci, de asta vă spun, adică... Făcută, ne, da, hai să păstrată, le gândim un pic. Da. Eu nu admirat, am apreciat că la Bojdeucă fiecare grindă de acolo a fost dusă la... restaurare. La restaurare și... la... Bai, îmi scapă. Clădirea, muzeul cel muzeului mai important. Și a fost, dar probabil, rașchetată. Au fost refăcute. De lac, deci, refăcute, asta da? E un lucru bun. Ca mai un laborator. Mai departe, o să vedem ce vor spune specialiștii. Întotdeauna vor fi controverse. Cum există controverse și asupra, poate îmi dați prilejul, asupra actului de donație pe acum care vreau, ne-am acum făcut. Vreau eu să vă întreb. Deci, ați donat către muzeul Veronica Micle, care ține de Complexul Muzeal Național Neamț, o fotografie a lui Mihai Eminescu. Și am făcut-o cu mare dragoste. Fotografie pe care nu ați cumpărat-o la colțul străzii. Din bazar. Ne-a fost cumpărată din bazar. Spuneți-mi cum ați achiziționat această fotografie și ce este în spatele ei? Domnul Bălănescu, în spatele unei fotografii obținută prin licitație de la Artmark este o expertiză, punct. Restul este spiritul nostru românesc de a arunca blam și controversă. Știți care este de fapt esența? Că lumea nu mai crede în altruism, că lumea vede cu ochi suspecți dacă faci o donație, pentru că nu mai există ideea de filantropie. Eu, făcând această asociație a lui Joseph Zoller, am făcut-o din considerația faptului că, citind despre acest personaj istoric, personalitate importantă a începutului secolului XIX, am fost impresionată de bunătatea acestui om și de gesturile lui de filantropie. Când a murit în Iași, s-au ținut 3 prelegeri și au fost 1000 de oameni. Astăzi, dacă moare un primar, chiar și în București, lucrul acesta sau nu se mai întâmplă. Depinde, unii s-ar putea să ducă cu flori, dar nu cu flori perechi, ci să ducă cu flori ca la aniversare, știți? Da. Să nu fim cinici. Ideea putem fi și cinici câteodată. Filantropia este... este rău interpretată. Am făcut un gest frumos, Dumnezeu mi-e martor. Bun. Acum, și... Deci... Dați-mi voie să vă spun ceva. Local, care nu, trebuie discut, să facă eu, politică. Eu nu discut și am mai spus. Nu discutăm presa. Presa. Nu facem eu vreau presa să vă întreb zile, altceva. Sigur. Eu vreau altceva să vă întreb. Dacă, prin absurd, se dovedește că ați achiziționat o poză pe care un expert a evaluat-o greșit. A evaluat-o greșit. Eu pot să spun că cel mult puteți fi acuzată că ați luat țeapă. Ceea ce eu sunt foarte crezătoare că nu, pentru că am licitat și am experiență în licitații. E secret pentru prețul? Că, absolut, pentru că știu ce am luat, știu valoarea lucrurilor pe care le iau și nu e singurul lucru. Sunt colecționară de fotografii vechi, adică știu ce înseamnă o hârtie veche, sigur nu sunt un expert, sunt un mic colecționar, tatăl meu este unul mai mare, este cu adevărat un colecționar. Nu ne-am păcălit în familie când am făcut asemenea achiziție. Dar haideți să vă spun ceva. Și dacă ar fi o replică a fotografiei lui Eminescu, datată peste un secol, asta mi-au spus oamenii care știu ce spun, experți, ar avea o valoare extraordinară. Mari muzee din lume folosesc replicile pentru a proteja originalele. Haideți să nu ne ascundem de pe deget, după deget. Este o expertiză Artmark-ului. Ce s-a făcut aici local nu este o expertiză, este un act de constatare. În domeniul nostru juridic, dacă vrei să rezolvi o controversă,
faci un complet de divergență, mai chemi un expert. Eu pe banii mei m-am oferit să aduc un profesor reputat, domnul Ion Sandu, cu foarte multe brevete și cu o recunoaștere internațională în materie de restaurare. Știți ce s-a întâmplat? Azi am vorbit cu conducerea muzeului, cu autorități din Piatra Neamț, și mâine apare numele profesorului. Blamat, ce să caute un profesor universitar? Dacă nu e expert, n-are nicio valoare. Și omul acesta are diplome și recunoașteri mondiale. Ce vorbim? Deci, pe mine mă interesează așa. Patrimoniul muzeului s-a îmbogățit cu o fotografie. Ce l-am îmbogățit! Cu o fotografie. Această fotografie și-a găsit locul în muzeul Veronica Mică. Casa Veronica Mică, mă rog, muzeul. Da, i-am reunit peste anul. Un gest frumos. Din punctul acesta de vedere, eu nu văd care este problema. Dacă fotografia... Păi este o problemă, că mai mulți vizitatori decât aveau înainte. Casa Veronica Miclei este, am informația foarte concretă, este mult mai vizitată de când este această fotografie. Păi atunci trebuie să mulțumim tuturor celor care au făcut publicitate pe această... Să știți că da. În numele muzeului, care probabil că are în caser mai mare. Și au vrut să arunce un blam și să facă politică, nimic mai mult. Haideți să vă spun ceva. Când în 2019-2020 m-au atacat în Iași ziarele, totul a fost cu deci și acolo am avut 15 procese. Dar și mai sunt județe în România. Da, probabil că mai este loc. Să știți că eu tot timpul m-am făcut un fel de Michael Jackson local. Nu puteam traversa strada fără să fiu recunoscută. Presa aceasta de scandal are și ea rolul ei, trebuie să-i mulțumim. Deci, încă o dată. Că ne face cunoscuți. Ce încă o dată vreau să vă spun ceva. Eu nu am discuții despre materiale de presă. Pe mine mă interesează faptul în sine. Faptul că dumneavoastră ați achiziționat o fotografie a unui stâlp, unuia dintre stâlpii culturii românești, adică Mihai Eminescu, ați achiziționat-o la licitație. Deci n-ați achiziționat în altă parte. Sigur, și am adus-o cu certificat de original de autenticitate trecută prin expertiza și, atenție, deci, procedurile de licitare... Procedurile extrem de exigente și care sunt internaționale. Ați întâmpinat reticențe la muzeu? Absolut deloc. Deci, au primit-o cu o inima deschisă. Deci reticența acolo nu a fost. Astăzi am donat-o până a venit contractul înregistrat, că nu, clar, există niște forme. Da. A fost o lună de zile. De ce într-o lună de zile, dacă avea cineva orice mic dubiu, n-a sunat la Arcmark? Să întrebe, a venit o avocată cu un certificat de autenticitate, l-aveți acolo înregistrat, n-a făcut nimeni nimic. Ei, când a început să scrie presa de scandal la comandă politică, vai de mine, vă rog, toată lumea a început să scrie. Eu nu vă lovesc în confrații dumneavoastră, ba din contra, mă amuz de ce pot să scrie, ce imaginații au. Eu nu vin de pe poziția unui partid politic, nu fac politică. Da? Eu sunt așa regalist în suflet. Vreți să vă spun mult. Eu... Faptul că niște politicieni s-au dus și s-au făcut poză cu fotografia și cu mine și cu dumneavoastră nu vă avantajează pe dumneavoastră. Pe ei poate i-a avantajat într-un fel. Haideți să vă spun ceva. Tot fugim de politică și aruncăm un blam. Credeți-mă, așa au fost sorții. Mai mult am intrat împotriva oamenilor politici din Iași, de exemplu. Mai mult n-am fost cu ei decât am fost cu ei, chiar cu domnul Alexe, da? Eu sunt avocata care am făcut plângere penală și a avut dosar penal. Vreau să vă spun în felul următor. Bine, pe care l-a câștigat domnul Alexe, ca să n-a fost nicio consecință împotriva domniei sale. Haideți să vă spun ceva. Nu poți face fără politic, nu poți face fără această parte administrativă. Eu în toate documentele spun așa, mulțumesc domnului primar Harpa și domnului președinte al Consiliului Județean Iona Saftei, pentru că la oamenii aceștia m-am dus, vreau să fac o donație. Dar ce poți să faci bine cu forța? Dacă vreau să vin să vă vorbesc aici în studio. De ce nu v-ați dus la muzeu? Păi, muzeul ține de Consiliul Județean. Trebuie să vorbesc cu cei din vârful ierarhic superior. Și asta am făcut. Și am făcut într-un mod statutar, cu tot respectul, domnul Iona Safte este un tip extrem de, cum să vă spun eu, patriot. El a spus așa, că el pentru spital și pentru tot ce face, pentru România face orice. Ok, n-am nicio problemă. V-ați dus la el, este foarte ok. V-ați dus la Harpa.
Ok, este muzeu pe teritoriul județului. Păi m-am dus la cei care sunt vârful ierarhic superior într-un județ. Eu înțeleg, dar de ce au simțit ei nevoia să facă poză? Pentru că este, eu l-am considerat și ascultați-mă ce vă spun și vă rog să țineți bine minte. Tot ce vorbim acum și tot ce este legat de această fotografie este un moment istoric. Eu știu bine ce am dat. Fotografia este originală. S-a vrut doar scandal, nici măcar aflarea adevărului. Eu știu foarte bine ce v-am dat. Și totul este un moment istoric. Eu ce am vrut? Să fac o fotografie. Stați că voi imediat vă spun. Să facem o fotografie, să o punem pe un site și să spunem am adus, pentru că în realitate n-am adus-o singură, nu puteam face singură acest lucru. Am înțeles. Eu și președintele Consiliului Județean, m-am fotografiat și cu muzeografii. Stați că m-am fotografiat și cu toți muzeografii. Poate a vrut și o fotografie cu dumneavoastră. Toții, domnul Harpa era în concediu, că m-aș fi fotografiat și cu domnia sa. Am adus cu toții orașului Târgu Neamț, da, această fotografie. Ce am vrut să fac mai mult? Haideți să vă spun ceva, că v-am adus aceste pliante. Am vrut să fac așa pentru Casa Veronica Micle. În Iași, împreună cu, și grație și mulțumită doamnei inspector general, inspector școlar general, am făcut următorul lucru. Am făcut pliante în care am spus să am restaurat mormântul Otiliei Cazimir, mormântul lui Dumitrie Anghel. Prin poșta specială a inspectoratului școlar, doamna inspector general a dispus să meargă la toate școlile din județ. Și acum fac vizite. Atunci când a fost școala altfel, au început profesorii să aducă, aflând de restaurarea celor două morminte, să aducă copiii acolo. Credeți-mă, nu există bucurie mai mare. Când mergeam la mormântul Otilei Cazimir și vedeam copiii de grădiniță cu mânuțele lor presate acolo pe pământul de la mormântul Otilei Cazimir, cu floricele, mi-au plantat floricele, mi-au adus albinuțe făcute de hârtie, floricele colorate. Se vede că erau copii din clasele primare. Da? La Dumitrie Anghel, să vedeți, acum două zile am filmat cu drona moment istoric pentru că a fost Sfântul Dumitrie și datorită primăriei din Miroslava și datorită eforturilor mele, mormântul arată superb și din fondurile mele am făcut un filmuleț pe care vreau filmuleț istoric cu mormântul lui Dumitrie Anghel în memoria acestui mare simbolist. Și am vrut să fac așa pentru Otilia, pentru Casa Veronica Micle. Astăzi vi le pot pune la dispoziție aceste pliante. Da, erau pliante pe care vreau cu ajutorul inspectoratului școlar să le împânzesc în tot județul și să spun veniți la Casa Veronica Micle pentru că aveți ce vedea. O fotografie a lui Eminescu. Cei doi s-au întâlnit peste timp. Ce este acolo greșit? Că apărea domnul Safta, putea să apară și domnul Harpa. Oameni buni, și dacă venea de la un partid politic această donație, tot era meritorie. Ce este cu noi? În realitate, blamăm politic. Stați un pic, până la politic sunt oameni cu care eu nu puteam face acest contract de donație cu mine însămi. Sau așa e empiric cu oficiul juridic. Eu vă cu propun... vârful ierarhic superior al acelei instituții. M-am dus în mod statutar, da? Și am abordat legal această problemă. Sigur, puteau să zic că plecați cu donația, vedeți-vă de treabă. S-au bucurat, domnul Safta e un om de cultură până la urmă. Și a spus, da, mulțumim frumos, facem documentele. Cu ce s-a greșit? Că domnia sa s-a fotografiat? Păi m-am fotografiat și cu preotul din parohie. Îmi cer scuze că nu țin minte. M-aș fi fotografiat și cu doamna Olguța Caia Creangă, care v-am adus și un alt dar, care a scris cartea casei mele, o carte pentru copii cu povestea lui Joseph Zoller, tot dar pentru dumneavoastră. M-aș fi fotografiat acolo și cu domnul Repet, cu domnul Harpa, dar nu era. L-am chemat pe domnul viceprimar, era perioada de vacanță. Care era problema? Toți avem un merit. Nu au autoritățile locale un merit că eu am venit și am donat? Păi dacă n-aveam încredere în ei, în muzeu, nu făceam acest gest. Mi-am luat garanții ca avocat că fotografia va fi la vedere, nu va sta într-o arhivă, că va sta în siguranță. Mi-am luat toate rezervele că voi avea pe parcursul vieții mele acces la ea pentru a vedea că e în bună stare și după moartea mea copilul meu, pentru că eu știu ce am dat, vă repet, știu foarte bine ce v-am dat și copilul meu să aibă acces tocmai ca să am această garanție că ea este la dispoziția publicului. Cu ce s-a greșit? Nu puteau lipsi autoritățile din această poveste? Am înțeles. Da? Nu, Transformăm totul politic. Eu am întrebat și am căutat o posibilă explicație a stării de lucruri. De la început vă spun că
Din punctul meu de vedere, donarea unei fotografii a lui Mihai Eminescu, pe care am avut-o în spate, ani buni și cu care mă mândresc, care mă are în spate un mult certificat de autenticitate, o expertiză. Că aici vor veni unii, vor spune, nu vor spune, cumpărată la licitație și donată lui Veronica Micre, nu are în ea, nu numai că nu are nimic rău, are e ceva lăudabil. Hai să fim serioși. Este e un lucru lăudabil. Suntem și răi. Așa, și așa, pe acest act lăudabil, vom încheia emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru participare la și emisiune. Și eu, cu mare drag, vă mulțumesc. Și să ne mai vedem când mai sunt lucruri bune în județ. Probabil că mai repede o să aflăm despre vreun proces din nou înainte de lucruri bune, dar... Să ne ferească Dumnezeu de lucrurile rele. Eu vă felicit, orașul dumneavoastră este minunat. Eu vin cu mare drag și când vin la procese și dar și încă, atunci când încă vin nu m-am hotărât invitată să candidez, de dumneavoastră. Încă nu m-am hotărât să candidez, dar cine știe. Vă mulțumesc mult, numai Doamne bine. Doamne ajută! Aceasta ne-a fost, de folos, cred că. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Diseară la ora 20, nu uitați știri. Încercăm să vă obișnuim cu știri locale, naționale la această oră. Dacă găsim un alt reper orar, o vom face și atunci. Să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Iar care aveți timp, mergeți și vedeți fotografia lui Mihai Eminescu la Casa Veronica Micre. Numai cu mare drag, chiar vă rugăm din tot sufletul. Aveți ce vedea. E o comoară. Numai bine, oameni. La revedere. La revedere.